Bine v-am regăsit la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacostea, vă propun astăzi un volum de potrivă plin de informații și amuzant. Cartea scrisă de Graham Donald, apărută la editura Niculescu, se numește Descoperiri științifice accidentale, rolul întâmplării și al norocului în istoria științei. Asta ar trebui să ne și schimbe un pic imaginea pe care o avem despre știință, un domeniu considerat al muncii sisifice și plictisitoare, dar care, iată, se dovedește a fi pe alocuri doar o explozie a hazardului care generează lumea așa cum o avem astăzi. Pentru că penicilina sau nitroglicerina sau botoxul sunt descoperiri făcute la întâmplare. Ceea ce nu este puțin lucru. Sunt mult mai multe descrise în această carte, eu o să vă citesc doar despre câteva din ele pentru că mi s-au părut și amuzante și interesante ca informație. Ochii de pisică, e vorba de semnalizarea de pe biciclete. Majoritatea animalelor de pradă nocturne sau din adâncurile mărilor și oceanelor sunt binecuvântate cu un tapetum sau lucidum, un strat reflectorizant aflat chiar în spatele retinei a cărui sarcină este să reflecte lumina, mărind cantitatea de lumină și îmbunătățind considerabil vederea pe timpul nopții. În cazul pisicii, acest lucru a salvat mii de vieți. Iată cum. Inventatorul și omul de afaceri englez Percy Shaw folosea linie de tramvai pentru a se ghida atunci când se întorcea de la cârciumă la volanul mașinii sale. Și problema lui era evident nu doar întunericul. Pune farurile pe oțelul strălucitor și nu ai cum să dai greș, își spunea el de fiecare dată. Însă la un moment dat tramvaile au încetat să mai circule, iar șinele au fost coase, lăsându-i pe membrii cei mai ponderați ai comunității la mila unor indivizi precum Percy și alții de teapa lui. Într-o noapte de octombrie anului 1933, după ce savurase berea Yorkshire la hotelul Old Dolphin din Clayton Heights, Percy se întorcea acasă la Halifax pe o ceață deasă, fără a se mai putea ghida cu ajutorul șinelor de tramvai. La un moment dat, când credea că încă se mai află pe partea carosabilă a șoselei, farurile au luminat ochii unei pisici care stătea pe un zid, iar stratul reflectorizant din ochii pisicii l-a alertat pe Percy în legătură cu pericolul iminent. A oprit motorul și când a ieșit din mașină și a dat seama nu doar că se afla pe contrasens, ci și că în spatele rezidului se căsca o prăpastie unde cu siguranță și-ar fi găsit sfârșitul. Clayton Heights fiind la aproximativ 300 de metri deasupra nivelului mării. Acum treaz de-a binelea, Percy și-a continuat drumul cufundat în gânduri, iar când a ajuns acasă avea deja o nouă idee fixă. Trebuia să inventeze ceva în locul liniilor de tramvai care să-l ajute să conducă în siguranță noaptea sub influența alcoolului. În seara următoare a ieșit în oraș ca să elibereze câteva materiale reflectorizante folosite în panourile de semnalizare din cartier, însă și-a dat seama repede că este nevoie de ceva mai solid pentru ca ochii de pisică să reziste în traficul solicitant. Și cum să-i păstrezi curașii perfect funcționali? Percy avea să rezolve în curând toate aceste obstacole minore, concepând o carcasă de fontă învelită într-un cauciuc rezistent, care, sub presiunea vehiculelor, curăța lentilele reflectorizante cu ajutorul unor ștergătoare incorporate. Nu vă citesc mai departe, dar ați prins ideea, iată, un chefliu până la urmă a salvat atât de multe vieți. Botoxul, pentru că și această toxină salvează vieți. Toxinele sunt creaturi ciudate, spune autorul, unele cum ar fi veninul de șarpe, care nu este altceva decât o enzimă modificată și folosită la predigerarea Prăzii înghițite de șarpe pot fi letale dacă sunt administrate intravenos, însă pot fi ingerate, înghițite fără nicio problemă. Altele, cum ar fi toxina botulinică, pot fi letale dacă sunt ingerate, însă sunt benigne sau chiar benefice dacă sunt injectate în condiții potrivite. De obicei, oamenii asociază bacteria Clostridium botulinum cu carnea contaminată, însă această bacterie este foarte răspândită și în sol, găsind în legumele alcaline, precum sparanghelul, o gazdă ideală. Iar cel mai periculos dintre toate este umirul cartof copt. Dacă este învelit în folie de aluminiu după ce a fost scos din cuptor, iar apoi este lăsat la temperatura camerei. Și este interesant să aflăm acum și care este etimologia cuvântului botox. Primul care a bănuit existența acestei toxine a fost poetul și fizicianul german Justinus Kerner, care în anul 1817, în orașul său natal, din regiunea Württemberg a constatat numeroase cazuri de intoxicație alimentară care aveau legătură cu un anumit sortiment de cârnat fiert și de aceea i-a dat denumirea bacteriei pornind de la latinescul botulus cârnat. Așadar, asta este originea semantică, asta este etimologia cuvântului botox. Cum ajunge botoxul să fie injectat în fețele oamenilor pentru a le netezi ridurile? aflați dumneavoastră citind această carte. Avem și un capitol important despre nitroglicerină și despre felul în care nitroglicerina explozibilă a ajuns într-un fel sau altul să fie folosită pentru a calma o inimă care a luat o razna. Descoperiri științifice accidentale, rolul imens de fapt al întâmplării și norocului în descoperirile științifice, trăim într-o lume care se bazează deci pe hazard. Citiți că nu vă face rău pe data viitoare.